Proiectul Comenius Regio Savoia Argeș, parcursuri educative ale tinerilor, a început acum un an și este derulat de Consiliul Județean Argeș în parteneriat cu Consiliul General Savoia. Acesta tratează trei tematici: descentralizarea sistemelor educative, cetățenie și politici de tineret și lupta împotriva discriminărilor și integrarea școlară. În aceste zile se desfășoară cea de-a doua vizită de studiu a delegației din departamentul Savoia. Pe parcursul săptămânii au loc vizite și reuniuni de lucru cu școlile numărul 1 și 4 din Pitești, în calitate de parteneri în proiect. Noi vrem să prezentăm acum la școala 1 exact activități specifice laturii educative, ceea ce se cere acum, și să știți că și francezii se chinuie de câțiva ani și insistă foarte mult pe ideea aceasta educativă a învățământului. Cred că e necesar și în România să ne trezim și să începem activități din acestea intensive de educare a tineretului, ca să nu avem surprize mai târziu. Ce qui est très intéressant dans votre mode de fonctionnement, c'est l'investissement des professeurs vis-à-vis des enfants. Ceea ce este foarte interesant la dumneavoastră este implicarea profesorilor vis-à-vis de elevi. Et les élèves qui sont captifs. Și de asemenea elevii care sunt captivați de ce que leur apportent les enseignants. De ceea ce profesorii le aduc. Tema întâlnirilor din această săptămână este descentralizarea sistemelor educative, iar obiectele vizate sunt favorizarea schimburilor de experiență în materie de studii pedagogice, de gestionarea unităților școlare, schimburi de instrumente și metode de management al educației. Zilele acestea dezbatem puțin problematica descentralizării educației, dar și aspecte legate de politicile de tineret și activitățile extrașcolare și perișcolare care se realizează între școală, asociații de tineret și autoritățile locale. Elevii de la școala numărul 1 din Pitești le-au făcut oaspeților și o demonstrație de cultură tradițională, prezentându-le obiceiuri și tradiții ale sărbătorilor de iarnă.